tare și azi vom încerca. Copilul, ce faci acolo? Tată, mai tare și tu că făceam și un videoclip. Of, nu mai pot să fac nimic de părinție știa. Ce videoclip să faci? Hai, treci și mănâncă. Ce să mănânc? Sarmale cu mămăligă. Poți să-mi dai o înghețată să merg cu prietenii la plimbare? Nu. De ce? Data trecută când ai mers, mama ta a făcut urât. Ca nebuna, i-a pusit. Și de ce mi-ar păsa? Bun. Dar de ce trebuie să mănânc? Pentru că dacă nu mănânci, nu mergem la mare. Bine, mănânc. Unde sunt sarmalele? Sunt mai în spate. Copile, ești bine? Sarmaluțe. Niam. Gata, am mâncat. Putem să mergem acum? Yay! Hei, copile, ai grijă! Scuze! Yay! La mare! Copile, nu mai urla așa că ne aude toată lumea. Da, taci că nu e toată lumea de pe planeta aici. Eu vreau să not. Ui! Dă-te, mamă! Ce-mi place! Nu mai-mi place că mănânc, ajutor! Eu i-am zis. Ui! Eu și-a n-am angajat și ei să-l va mare. Degeaba e mare asta. Poate să mai neacă și neva. Ui! Au! Nici nu zici că te-ai dus la școală. E, ce am zis? Bună, e frig, nu? E câta mai căldura, nu vezi? Ba nu, e frig. Păi dă cu capul de pereț la ce frig e. Asta nu contează. Tati? Da? Ce e tarantula asta gigantică? Mi-ai zis tarantulă gigantică? Dar ce ești? Ce tarantulă gigantică? Nu există așa ceva. Cum? Am văzut-o. Uite ce mi-a făcut. Dar acum a dispărut. Știi ce? Mie mi-e somn. O să mă culc. Ce e asta? Eu ca o drobură de-a mea, doar că e movă și urâtă. Au! M-a mușcat. Ce e asta? Ha-ha! Sunt prea mic pentru tine, chestiuță! Ha! Ce-am făcut-o? O să o pățești! Domnule mucegai! Ți-am spus că o să o pățești. Au! Copile, trezirea! Copile, trezește-te!
Ce îi place lui cel mai mult? Copile, au venit prietenii tăi. Ha? Unde sunt? Nu, te-am păcălit ca să te trezești. Atunci mă pun înapoi să dorm. Nu! Ai vorbit în zona seară. Și de ce mi-ar păsa? Ah, da, am visat urât. Acum țiba. Asta e pentru că nu m-ați lăsat cu prietenii. Ce-i cu picioarele mele? O pulă în cul. Lol, stau pe aer. Cred că am o idee pentru una de post. Ai devenit un ucigaș și nu mai stau lângă tine. Mașina lui tati. Și am ajuns acasă și cum am ajuns, nu e treaba voastră. M-a adus prieten, tati care îl cheamă Patru. Și m-a bătut pentru că nu eram cu minte, cum e orice copil mic. Adică am vrut să conduc mașina. Uite-l că vine! Am plecat! Pa! Ha! Te-am prins acum! Ai o literină de filmat să-ți spălați.